Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în pești, etalare pentru august, îmi pare nespus de rău că am întârziat, dar am și niște problemuțe, unii știți că am problemuțe și sper să mă înțelegeți, cei care nu știți aflați și sper și voi să înțelegeți. Oricum, vă mulțumesc pentru răbdare, pentru faptul că v-ați abonat, că apelați la acest canal, la aceste momente de inspirație comună, zic eu, pentru că și eu mă gândesc la voi în momentul în care vorbesc și cer inspirație. Am pregătit deja cărțile pentru prima parte, mesaje generale din diferite seturi de cărți. Vedem cum se vor regăsi și în partea a doua a relațiilor și pentru că am întârziat, sper să ofer un plus. Însă, haideți să vorbim pentru peștișori. Treceți prin niște situații foarte, foarte dificile. Nici nu știu cu ce să încep, cu ce să încep. Hai să încep în primul și în primul rând și să vedeți cum se regăsesc oarecum sub diferite forme. Cel puțin o parte din mesajul dintr-un set de cărți se regăsește și în alt set de cărți. Din seria oracolelor. De carieră, mai mult sau mai puțin. Ideea este că mi se pare că și cariera afectează viața personală, deci eu le pot lua și eu așa simt, să le iau și ca mesaje personale, nu doar de carieră. Au venit două cărți. Încrederea și puterea. Trebuie, dragii mei peștișori, să aveți încredere că sunteți puternici, că ați trecut prin foarte multe și tocmai această credință, în primul rând, și răbdare și putere de sacrificiu pe care mulți pești au, nu toți, evident, că sunt și variante negative în această zodie, ca în toate zodiile, dar știm foarte bine că zodia peștilor este zodia celor care se sacrifică pentru binele altora. Aveți încredere că sunteți puternici, că vă refaceți în cazul în care aveți probleme de sănătate. Asta pentru că setul de cărți s-a împărțit în două. Vindecătorul și profesorul spiritual. Pentru unii să spunem că ar fi un profesor spiritual care vă intră în viață, rămâne de văzut cum se va regăsi acest, se va manifesta acest mesaj în viața unora. Și zic pentru unii, posibil să fie un profesor spiritual care intră în viața voastră, vine și vă vindecă. Dar pentru că am văzut eu niște cărți, o să vă arăt la seria Spiritul Animalelor, simt că acest profesor spiritual pentru unii este ceea ce ar trebui unii dintre voi care lucrați cu sârg de ani de zile în acest domeniu al vindecării și nu neapărat că sunteți voi medici sau vindecători sau ghii sau profesori, dar nu musai, lucrați ca să vă vindecați și în momentul în care căpătați această experiență și putere, puterea înseamnă și experiență, da, aveți încredere că sunteți pe calea cea bună, în creșterea voastră, în întărirea voastră. Ei, pentru cei care lucrează în creșterea lor spirituală și personală, posibil mai aveți ceva de vindecat, pentru că știm foarte bine, cei care citiți în domeniu, sunt perioade pentru toți profesorii, toți ghizii. Haideți să vorbim doar despre Iisus, pentru mine este exemplu suprem, da? Și Iisus a fost încercat periodic, n-a fost moment în care să nu fie testat. Și nu au fost ușoare testele. Și la fel se întâmplă cu toți ghizii și profesorii spirituali. Nu aveți impresia că dacă cineva e într-o postură de coordonator, să zicem, nu este testat. Sunt convins, am mai spus-o și cu alte etalări, că și colegele mele, colegii mei de, să zicem, de zonă de interes și în alte domenii, toți cei care ajung la un grad de expertiză, de experiență într-un domeniu, sunt testați, da? Și la job ești testat periodic și ești obligat într-un fel sau altul să te dezvolți. Unii dintre voi sunteți într-o perioadă în care chiar treceți prin niște greutăți, dar greutățile acestea, repet, vă fac mai puternici, vă dau aripi, puteți să zburați, este un Pegas, nici măcar nu e inorog, unicorn, da? Este un Pegas, Pegasul ce face? Zboară
către alte constelații, aveți încredere că zburați eventual, măcar din când în când, în stările voastre de reverie, zburați către acele zone din care unii dintre voi ați venit și știți ce vreau să spun, da? Din acele constelații de vindecători, de profesori spirituali din care ați venit și pe care trebuie să le manifestați, energii pe care trebuie să le manifestați. Asta e, așa, mai fac și o greșeală de exprimare pentru că vin mesajele și se separă. În cazul în care voi alegeți acest drum al spiritualității, chiar dacă este lung, am zis, trebuie să vă vindecați de o extremă sensibilitate care vă afectează corpul fizic și evident și energetic și spiritual. Repet, nu întâmplător, că așa se întâmplă cu cei empatici. Și dacă rămâneți pe această cale a spiritualității, chiar dacă nu vine cineva în calea voastră, voi urmați, continuați, aveți încredere să vă întăriți și să vă dezvoltați spiritual, pentru că la un moment dat îi veți ghida voi pe alții. Acest profesor spiritual vă poate reprezenta, repet, pe unii într-un viitor mai apropiat, mai îndepărtat, în care veți manifesta abundența dacă rămâneți pe acest drum, da? În care veți putea preda, da, și e schimbare de carieră. Este foarte importantă nutriția în această perioadă. Posibil învățați cum să vă hrăniți, nu doar fizic și energetic, cum să selectați hrana fizică și energetică pentru această vindecare. Vindecarea, pentru că sunteți foarte empatici. Foarte empatici. Stați mai mult în preajma florilor, în preajma naturii. Și pentru că apar flori, au de consiliație, vă aveți nevoie să vă consiliați cu cineva. Aveți nevoie de niște oameni de încredere, ori un psiholog, ori un consilier, ori un profesor spiritual, ori un doctor. Dar consilierea simt că ține mai mult pentru unii de un raport de la suflet la suflet. Deci nu musa e doctor. Repet, psiholog, preot, îngeri, dacă îndrăzniți, trebuie să vă consiliați cu cineva. Pentru că lucrarea aceasta nu se face în singurătate. Majoritatea sau o mare parte în acest proces de transformare, de creștere spirituală, evident, este al nostru, este munca noastră, dar uneori avem nevoie de ajutor. Oricum, aveți încredere că sunteți puternici, că vi se dă putere. Și pentru că am văzut consiliere, iar seamănă oarecum cărțile, da? Trebuie să vorbiți cu cineva. Repet, poate să fie îngerul vostru păzitor, să vă proiectați cele mai frumoase gânduri într-un glob de lumină și să le trimiteți către univers ca să vi le aducă, pentru că apare abundență infinită. Va veni și sporul acesta și binecuvântările pe care unii dintre voi le meritați. Acum am spus că, într-adevăr, ați trecut prin multe. Mesajul de la înger arată dragostea în dură. Și ea revii la 1 Corinteni cu 13. Am mai pus-o pe Facebook, am mai pus-o și pe la Capricorn și pe la diferite alte zodii. Căutați pe calculator sau în Biblie. Este un citat superb. Am spus, casa a 12-a peștilor, cei care îndură foarte multe. Și știu că unii vor zicea, nu, că eu am de-a face cu un pește care e bețiv sau cu o peștoaică care este nu știu cum, dar aparențele sunt aparențe. Nu suntem în stare încă să înțelegem de ce unii oameni se poartă într-un asemenea fel negativ, dar ca orice zodie există și variante negative și pozitive. Eu vorbesc cu cei care într-adevăr au manifestat ceea ce, în general, peștii profunzi manifestă, sacrificiul de sine în relațiile de familie, de profesionale, sentimentale, v-ați sacrificat foarte mult, ați îndurat foarte mult în dragoste. Și acum ați demonstrat dragoste. Și acum ați învățat să primiți cu apreciere orice gest cât de mic care vine de la univers. Însă, în plus, cred că mai este un cadou. Pentru unii, zic, s-ar putea, pentru că nu pentru toți se va manifesta luna asta, poate în lunile următoare, sau pentru alții nu, depinde de planetele voastre. Pentru unii, foarte posibil, așa simt eu, că cineva va încerca să demonstreze dragoste față de voi. Tocmai pentru că ați îndurat, tocmai pentru că i-ați iertat,
Tocmai pentru că ați așteptat eventual creșterea lor, i-ați așteptat să se vindece și știți cum e. Cât timp îi așteptați pe ei, vă afectează și pe voi, de-aia vă afecta și pe voi sănătatea și starea interioară. În continuare, mai aveți relaxarea? Interesant, am aici un blocaj. Probabil n-ați comunicat cu cineva. Relaxarea este foarte importantă. Am spus, așteptarea aceasta a cuiva, a unei situații, a unor situații să se rezolve, o așteptare care pentru mine ține de ani de zile. Eu așa simt că unii ați așteptat ani de zile sau luni de zile să se rezolve o situație, oamenii să se schimbe în bine. Relaxați-vă ca să vă puteți vindeca. Vindecarea aceasta are este susținută de relaxare, da? Am spus că cineva, posibil profesor spiritual, să vină să vă demonstreze dragostea pe care ați demonstrat-o și voi altora. Doamne ajută! Doamne ajută! Oricum, mi-am și rupt ochelare astăzi, să vedem ce număr este aici. Stai că nu văd. Deci chiar trebuie să pun ochelari. I-am luptat cu 5 minute. 43. Oh, 4 cu 3? 7? 7, număr spiritual. 7 luni, 7 ani. Interesant că apare și 7 de monede. Ați îndurat foarte în acest ciclu. E 7, e număr saturnian. E un ciclu karmic. Ați îndurat în relații karmice. Multe relații. Dar mergeți în continuare pe această corabie, mergeți către dezvoltarea voastră pentru că aveți putere și mai ales trebuie să aveți credință, încredere și în voi și în Dumnezeu și în ghizii care vor fi aduși. Din cealaltă, hai să vorbesc și despre spiritul animalelor. Foarte interesant și acolo, extrem de interesant și îmi plac cărțile, chiar dacă din păcate mai văd și situații neplăcute. Dar iaca, aveți situații neplăcute, se arată și în aceste de cărți. Vulturul. Nu e acvila, nu e ulu, era frumos dacă era. Este vulturul, semn de aer. Aici ar fi al șaptelea semn de aer, dar știți că semnul șapte de spade reprezintă strategii mentale, reprezintă oameni care nu spun adevărul, care deformează adevărul, care manipulează. Și spun asta pentru că în spatele acestui vultur o altă energie negativă este hiena, semn de aer, semn de foc. Și apoi apare ultima chakră, oul cosmic, da? Aici ar fi ceea ce trebuie să faceți voi, să vă vindecați și să vă ridicați deasupra acestei situații. Să vă conectați, aveți încredere, da? Urmați firul, da? Aveți încredere, aveți încredere. Conectați-vă la divinitate, la acest profesor spiritual, care ce este? Cine este, de fapt, vindecătorul suprem, dragii mei? Este Iisus Hristos, da? Conectați-vă la el, la Sfântul Mihail, Sfântul Arhanghel, la ce Arhanghel Rafael, la ce Arhanghel simțiți voi, trebuie să vă conectați pentru că aveți în preajmă o energie posibil pentru un semn de aer, semn de foc sau semn de apă. Mai mult sau mai puțin. Variază de la peștișor la peștișor sau poate sunt membrii ai familiei, poate sunt mai multe persoane, știți? Nu doar o persoană cu care relaționați, poate sunt foste, colegi, invidioși și în casă pot fi oameni invidioși în familie, da? Deci, o persoană care nu-și arată emoțiile din motivații egoiste, ochiul de dragon asta reprezintă chakra a treia, ego, eventual. Și vă transmite, interesant, vă transmite și niște emoții negative. De fapt, nu negative. Crocodilul nu transmite emoții negative. Faptul că nu își exprimă emoțiile, că asta face crocodilul, personajul respectiv, un personaj din viața voastră nu își exprimă față de voi. Aici sunteți voi delfinii, drăgălași, care vă doriți un nou început, da? Vreți să ieșiți din hibernare și să depășiți iar alte, imediat revin și la astea, da? Niște stări... O situație negativă. Vreți să ieși din această situație negativă. Vreți să vă reconstruiți viața. Chiar vă doriți un nou început în care voi vă reconstruiți pe voi. Eu cred că aici este concentrarea multor pești. Reconstrucția lor și a vieții personale. Am spus, cineva nu și-a arătat emoțiile, dar din motive egoiste. Da?
Și asta va afecta, dragii mei, va afecta și vouă chakrele de ancis, pentru că sunteți sensibili. Pentru că sunteți sensibili, a trebuit și voi să învățați să vă vindecați de toate aceste absorpții de energie. Uneori sunt atacuri, ca în acest caz, aici este atac de energie și aici este furt de energie. Par similare, dar nu sunt, diferență de tactică. Dar există aceste personaje. Haideți să vorbim și de acesta. Aici este un personaj. Cine este? Nu e obligatoriu să fie iubit-iubită. Da? Este un personaj extrem de negativ, care în față vă zâmbește, da, ca hiena, dar în spate ce intenții are, rânjește. Lasă că am eu act de cojocul său. Act. În fine, de care cojoc? Că în general peștii se sacrifică și oamenii nu înțeleg de ce pleacă uneori peștii din viața lor. Pentru că. Răspundeți voi, cei care știți, cei care ați făcut aceste sacrificii, comentați voi. Pentru cei care nu știu de ce pleacă un pește din viața lor. Acest vultur, am spus, a deformat adevărul, a practicat strategii mentale. Este a șaptea carte din semnul de aer, da? Similar cu șapte de spade. V-a jucat mental. Eventual va... Este genul de personaj care exprimă numai situații negative într-o discuție. Când vede pe cineva, judecă negativ oamenii. Genul acesta de personaj, dacă nu e situație. Dar eu zic că e personaj. Eu și recunosc genul acesta de personaj și sunt convinsă că mulți aveți a face cu asemenea oameni. Care nu văd decât negativul în situații și în oamenii din fața lor. Așa cum noi și săgetători în general avem tendință. Și nu toți, dar bine, cei care au marcaj cu Jupiter și Neptun, da? Avem tendința, zic noi cei care avem aceste marcaje, nu neapărat noi cei din Zodia Peștilor, avem tendința să vedem ce e frumos în oameni, să vedem potențialele lor. Genul acesta de oameni văd exact, nu văd nicio calitate în cei pe care îi întâlnesc în viață. Dacă un om este frumos, trebuie tot timpul să găsească un defect. Dacă o situație este... Într-un anume fel trebuie să se găsească nut în papură. Ăsta este genul de om, da? Care este în preajma voastră, sunt primele cărți. Pe urmă a venit oul cosmic, da? Voi trebuie să vă conectați la divinitate ca să ieșiți de sub influența acestor personaje sau situații, da? Da? Și apare delfinul. Apare delfinul. În momentul în care vă conectați, vă încărcați cu energie pozitive. Ia uitați-l ce colorație, da? Și puteți manifesta un nou început, la un moment dat, să ieșiți. Ursul este o forță, este o forță care nu poate fi contestată și se poate lupta cu această energie negativă, da? Primiți o forță, primiți ajutor financiar, primiți ceva, o să vă zic imediat ce primiți. Așa, haideți să revenim. De fapt, eu acum am citit la capătul setului de cărți pentru că mi s-au părut foarte interesante și au confirmat ce am spus mai devreme. Am zis că primiți ajutor. Aveți și un vindecător și un profesor spiritual. Posibil să fie una și aceeași persoană sau să fie două persoane diferite sau una, o carte să vă reprezinte pe voi, o carte pe altcineva. Să faceți un duo, un cuplu. Și nu mă gândesc la cuplu... În dragoste, un parteneriat cu cineva, o întâlnire cu cineva care vă ajută. Iar apar două forțe, două personaje foarte puternice, superioare spiritual, elefantul și bivolul, semn de foc și semn de pământ. Dar personajele acestea opuse, am tot avut opoziții în ultima vreme, acestora, sau, sper să nu pice, sau acestora, da? Opuse, extrem de opuse. Bivolul în cultura amerindiană, există o poveste a bivolului alb, profesor spiritual, după cum vedeți și cartea arată un trăsnet în spate, în spatele lui, o inspirație divină și forța aceasta terestră îl face să se ancoreze în energiile pământene și să
manifeste, că asta ține de manifestare, să manifeste cu răbdare, cu tenacitate, cu forță tot ce primește ca inspirație. La fel, elefantul știți foarte bine că trăiește mult, are o memorie excelentă, are o forță, este de necombătut, să zic, în junglă, în zona în care trăiește. Ce interesant, am mai spus de-a lungul timpului că elefantul este reprezintă în aceste de cărți, printre altele, nu să ai persoană în semn de foc, deși poate să fie un rege de foc, adică o persoană matură, o persoană asumată, o persoană protectoare, asta înseamnă regele de foc. Nu vorbesc de varianta negativă player, da? În cazul în care este o persoană, cam așa ar trebui să fie, o persoană de autoritate care vă protejează, vă inspiră, că e un foc, da? Focul inspiră, încălzește, vă încălzește, vă dă încredere, vă dă putere. În cazul în care nu-i personaj pentru unii, am zis că e posibil să fie doar energie, această carte reprezintă energia celor care s-au dus și care vin din spate și vă împing să mergeți mai departe, să aveți încredere că aveți putere și că vă puteți face misiunea spirituală, profesorul spiritual la un moment dat, și vă puteți bucura de abundență infinită. Da? Mergeți în continuare, cu răbdare, cu răbdare. E o persoană care și-a trezit kundalini sau e pe cale sau, în fine, eu așa zic că și-a trezit într-un fel sau altul. Și să știți că uneori kundalini se trezește nici măcar prin tehnici. Pentru cei care lucrează finuți în timp, se trezește. Elegant. Din seria acestor cărți aveți frumusețea ascunsă, care mi se pare că a venit și la leu. Și atunci e interesant că se leagă de perioada lunii august și... cea care iubește. A mai apărut pe la balanță, dacă nu mă înșel, și a mai apărut la câteva zodii, nu mai rețin, dar am reținut că la balanță a apărut de două ori și luna trecută și luna asta. Parcă. Dacă nu greșesc. Iar o energie feminină, da? E și aici. Spirituală. Care vă inspiră. Care vă inspiră eventual să vă descoperiți frumusețea interioară, puterea, să vă descoperiți puterea, să aveți încredere. Vă inspiră să aveți încredere, să ieșiți în această stare. Pentru că aveți nevoie de vindecare. Posibil pentru unii acest personaj să fie chiar acest vindecător care vă alină într-un fel sau altul. Vă alină. Cine o fi acest vindecător? Repet, dacă nu este o persoană fizică, poate să fie o energie care vine pe altă cale. O simțiți că sunteți sensibili. Și aveți și voi, ca și nu știu ce alte zodii a mai apărut, cadouri primite. Și am spus și atunci, o spun și acum, cadourile sunt cadouri divine, este numărul 13. Unii spun că este spiritual, dar evident există 12 și cu 1, cei 12 apostoli și cu 1, 13 să zicem, sunt cele 13 zodii, da, oficicus, care oficicus știți foarte bine că înseamnă vindecătorul, interesantă idee care am simțit-o acum, am primit-o. Primiți cadouri, primiți talente, primiți ghidaj. Asta înseamnă în această stare în care sunteți copleșiți de energiile acestea negative. Sunteți copleșiți. Primiți inspirație, da? Inspirație ol cosmic. Vi le rearăt ca să vi le aduceți aminte. Vă conectați la divinitate. Și... ce am zis? Vă conectați la divinitate și ce aveți? Cunoștință fără știință, cum să zic, knowing without knowing, știi fără să știi, seamănă foarte mult cu Marea Preoteasă. Este o stare de înțelepciune, de înțelegere, fără să fi studiat în prealabil prea multe documente sau chestiuni, da? Pur și simplu știi pentru că primești. Știi, simți, pur și simplu. Și în momentul în care primiți aceste de fapt, acest unul din talentele și cadourile primite, ar putea să fie chiar această intuiție sau știință fără de știință. În momentul în care le primiți, puteți să, ce? Să spargeți breaking. Să spargeți normele, să spargeți relațiile karmice, ciclurile karmice, să ieșiți dintr-o așteptare. Și să vă conectați la ce? Iar la lună, la emoțiile voastre, la intuiția voastră. Pentru că iar și voi
aveți această carte, a apărut Pelerina, ați fost într-o situație emoțională confuză, confuză, de neînțeles. Ați căutat lumina, dar nu s-a putut vedea lumina în acea situație, pentru că a trebuit să vă vindecați și voi și ei, dragii mei. Și repet, pentru unii, foarte posibil, faptul că ei au trebuit să se vindece va afecta și vouă sănătatea. Și știu ce zic și știu că știți ce zic unii dintre voi. Nu mai știu unde am pus cartea. Ah, era aici, da? E un personaj care vă inspiră. Doamne ajută! Haideți să citim din seria cărților pe care le voi folosi în partea 1. A venit 10 de cupe. Am zis. Inspirați! Oul cosmic. E și aici un curcubeu, da? L-am luat pe acesta. E un curcubeu. Interesant că și aici este o arcadă, este un portal energetic. Cineva vine și vă invită să treceți prin acest portal. Poate că a fost top portalul energetic prin care toți ați trecut, dar sper, unii dintre voi, peștișori sau cu marcaj în pești, să fi primit ceva special în această perioadă. Da. Abundența infinită seamănă într-un fel sau altul și cu imaginea aceasta. Ei se bucură de abundență, abundență emoțională, spirituală, fizică, da? Deci a venit această carte. Că a fost un ideal în care voi ați sperat și nu s-a manifestat, a trebuit să manifestați răbdare, simt că la unii așa a fost, un ideal, a fost o mare bucurie. În preajma cuiva, posibil și este, dacă vă mai întâlniți sau dacă vă gândiți la ei, simțiți emoții, simțiți încă aceste potențiale despre care am zis mai devreme. Însă, dragii mei, a trebuit să așteptați foarte mult. 3 de bâte și zic foarte mult, apare și 7 de monede. 7 de monede, asta înseamnă așteptare. 7 luni, am arătat și mai devreme, 7 ani. Ați așteptat această fericire să se manifeste. Însă, simt că unii dintre voi învățați să vă detașați, asta înseamnă 6 de spade, să vă detașați de această așteptare ca să puteți manifesta această fericire într-o altă direcție. Cu voi înșivă, în primul rând. Îndurați dragoste față de voi, acolo trebuie să investiți, pentru că aveți dragostea în dură. Îndurați în ceea ce ține de creșterea voastră, nu în blocaje, ceea ce vă blochează, da? Ceea ce vă ține pe loc. Deci asta simt, că unii dintre voi ați așteptat și vreți să vă detașați de un ideal, de o poveste. Că o fi fost cândva o relație pentru unii, că a fost doar un vis frumos pentru alții, deocamdată vreți să vă detașați pentru că vreți vindecare. Și aveți încredere, aveți nevoie să vă vindecați pentru că cineva nu a arătat dragostea, emoțiile pe care le-ar fi simțit. Și în toată perioada asta în care voi a trebuit să așteptați, ați devenit din ce în ce mai triști, mai depresivi unii, mai... Și varianta cea mai frumoasă a acestei cărți este că ați devenit selectivi. Dacă cineva vă mai pune să așteptați atât sau nu-și arată emoțiile, rămâne de văzut dacă veți mai investi, veți mai aștepta atât cât ați așteptat în această poveste. Însă, ceva se va întâmpla, vedem cum revin, dacă revin aceste mesaje și numărul 2. Ceva se va întâmpla într-un mod neașteptat, apare un turn, că v-ați separat într-un mod neașteptat, că v-ați întâlnit prima oară într-un mod neașteptat, a fost dragoste la prima vedere, foarte posibil. Dar eu simt că și acum, în această perioadă, că o fi august, că o fi septembrie, că o fi nu știu când o fi, variază de azi, nu știu, pentru că mesajul se manifestă de la om la om în diferite perioade. Apare acest turn, eveniment neașteptat, iar zic eu, inspirație divină. Inspirație în primul și în primul rând către dragoste față de voi, către echilibru emoțional, dragostea în dură, demonstrați dragoste față de voi. Demonstrați dragoste față de voi. Pentru unii, într-un mod neașteptat, apare un personaj, alt mesaj, apare un personaj în viața voastră care vă iubește profund, care a avut conflicte interioare, cum să, dacă să arate sau să nu arate,
Și acest personaj vrea să vă facă o ofertă. O ofertă. Acum voi s-ar putea să fiți mai precauți, să o analizați, să o răsuciți pe toate părțile, da? Am zis că sunteți foarte selectivi pentru că ați așteptat foarte mult. Da, ok, și ei s-au consumat, dar nu i-a pus nimeni să nu se exprime, da? Acum rămâne de văzut. Ei își doresc foarte mult o împăcare, judecata, o refacere a unei relații între voi și ei, pentru că, da, refacere, revitalizare, renaștere. Astfel de putea așa-l văd acum, o renaștere. Pentru că e energie. O renaștere, da, cu judecata, a unei situații, a unei relații emoționale pe care o simt foarte profundă față de voi, cu voi. Vor să vă ofere ceva. Un personaj pe care voi l-ați blocat pentru că ați simțit că vă manipulează. 2 de spade, 7 de spade. Și care vine, dragii mei, cu o ofertă. Sau cel puțin își dorește, acum că se va manifesta, acum că se va manifesta mai încolo, da? Își dorește împăcare, își dorește bucuria cu voi. Vrea să vină iar, cavalerul de cupe, să ofere, pentru că personajul acesta zice că s-a transformat, așa zice, că s-a transformat, că s-a vindecat. În perioada asta cât l-ați așteptat. Și vrea să încheiați acest ciclu de mari dureri și să mergeți împreună mai departe sau vrea să aibă victorie în această reconstrucție a unei inimi frânte. Își dorește reconstrucția, își dorește soarele, bucuria în situații confuze. Da, cam asta e. Haideți să vedem cum se vor regăsi aceste mesaje și în partea a doua. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și ne vedem în următorul videoclip. Pa, pa! Pa.